Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului drama. Șoc și groază, eu nu-ți dăbesc, n-am mai postat de o zi, de nu știu. Adică clipul ăsta o să fie postat destul de târziu după ce-l filmez. În spate USB-ul, după cum vedeți, o mai rămas, dar încă mai este de făcut. Și da, acum filmez cu selfie. Băi, nu, stați puțin. Acum filmez cu selfie stick-ul. Nu știu ce o să se audă. Am trebuit și eu să le dau de mâncare la găini și la Dona. Și da, mă, o să vedeți ce fain o să arate boxere. Acum vi le arăt. Asta e prima parte. Ieri a început tatăl meu să construiască și azi, mâine, poi mâine o să termină, știi? Stați să vă arăt. Deci, prieteni, știți voi că avem cușca aia? În cușcă, bine, astea va trebui să le aruncăm. Acolo e cușca prepelisită. Hai să vă arăt. Deci, ar fi ceva de genul. Da? Bun. Vedeți și spule acolo? Da, bun. Deci, stați să vă și prezint totul. Aici spui, care am murdărit foarte mult. O să curățăm, vă dați seama, nu putem băga găinile alea noi sau să vrea tata noastră de colac, deci vedeți câte mizerie. Așa, deci numai de ieri, fii atent că astea erau noi și curate și numai de ieri se ridică și mai proaspăt. Da, astea sunt niște scule care are nevoie tatăl meu, a dat și de păduc ca să fie sigur. Da, acolo sunt mâncarea la găini și asta o prezintă cam cum ar arăta toată treaba. Deci, stați să vă fac asta mai mică ca să se vadă mai calul. Aici e o boxă, după cum vedeți. Deci ceva de genul arată o boxă. Asta e o boxă, mai e jos o boxă, tot la fel de mare, mai e acolo una, tot la fel de mare, o să mai fie aici una, dar trebuie să pună podeaua. Și aici o să mai fie două mai mici, o să vă și arăt cam cum, nu știu, din câte mi-a zis, fie cam pe peretele ăsta, știți? Se ducă cam undeva până pe aici, până pe aici, așa, o boxă, o să fie ok de mare, da. O să dea culac ca să nu stea așa mai păduchii pe ele când o să mai fie să avem. Pui nu cred că o să-i las aici, nu știu unde o să-i las. Probabil o să-i las aici. Da, e cam mic spațiu, într-adevăr, o să fie închise, nu o să mai aibă acces la găini. Și cum am gândit o să pună, încă e secret, nu știu nici eu, ia vedeți, încă nu știu nici eu cum să pună găinele. Adică, uite ce mari sunt și nu știu ce, cum aș putea pune. Ar fi o ușă cam, cred că asta, în partea asta ar fi. Da, cred că ar fi o ușă cam așa, mare, nu știu, habar n-am, o să mai filmez pe parcurs, tatăl meu încă e plecat în oraș și da. Și aici, tot așa, la fiecare ușă și plasă de rabiță în față. După cum vedeți, partea asta e din USB, acolo, uite, deja USB, acolo la fel, aici are și o parte din USB și pe jos stă pe ceva ca să nu mai vină apa, dar o să vedem. Deci nu știu ce lasă să pun, nu știu cum, bine, rasele care le-am, dar nu știu cum o să le pun, o să văd eu. Când o să fie gata tot, o să mai sfătuiesc și cu voi, probabil, și da. Cred că n-am călcat drum pui. Cu asta nu, ok. Bun, și cam asta ar fi. Da, o să mai revenim cu un update, că deja m-am lungit foarte mult, 2 minute și ceva. O să mai revenim cu un update, cum o să arate totul după ce vine tatăl meu și mai construiește ceva. Revenim tot așa la videoclipul cu boxele. Nu știu ce zi e astăzi de lucrat. Dar da, ieri a fost Sfânta Marie. Oh. Nu, ce prost. Adormirea Maicii Domnului. Așa îmi pare rău. După cum vedeți aici le-am dat mâncare, le-a cumpărat al meu concentrat, un fel de urială, pentru că nu mai aveau. Da. Hai să vedeți ce am mai făcut, adică ce a mai făcut tatăl meu. Bineînțeles, am curățat puțin pe asta, că, da, vă dați și voi seama, astea de sus. Deci, erau astea, de știți voi, astea patru. Și am mai făcut aici încă una și încă una. Așa o să fie, o să fie de aici, până acolo de înaltă. Așa o să vină, gen, voi imagina și voi. A, la fel, astea patru o să fie mai mari. Sunt patru, nu sunt mai multe, să nu credeți că e chestia asta. Aici va veni o ușă, aici va veni o ușă. O ușă din partea asta va veni, cred că aici. Dar nu cred că aici, o să-i zic să nu o fac aici, că nu prea are, nu cred că are cum să deschidă după, nu știu. Da, și cam astea sunt noutățile, nu o să vă țin mult și la partea asta. Ieri n-a lucrat pentru că a fost sărbătoare. Alaltă ieri a făcut astea, parcă, și răsălaltă ieri s-a apucat. Nu știu, azi vineri sau sâmbătă? Bă, ce prost. Azi e vineri, da. Azi e vineri și
Da. S-a apucat. Ieri n-a lucrat, a fost joi. S-a apucat marți. Da, marți s-a apucat. Bun. Aici, după cum vedeți, mai avem prepelița. Da, a murit. A fost, da, am vrut așa pe asta, nu contează. Am ținut aici, am acoperit cu chestia asta și da, pe dimineața am găsit o moartă. Oricum, știați voi problemele, bătăturile ei în picioare și da. Era mai bine așa. Avem o problemă și la pui lămoțata, a murit un pui. Din păcate, un pui de la aia, unul de la Maroniu, nu știu să vă dacă îl pot găsi. Vedeți cum e ăla, de acolo Maroniu, a murit unul. Da. Asta e. În rest, toate sunt ok. Bun, ne auzim după câteva update-uri. Și da. Chiar a revenit cu editul. Deci tatăl meu a mai făcut ușile. Asta de la ușă. Da. A mai făcut aici USB. Și acolo USB. Și da, o să facă și eu aici ușile. Dar asta mâine, tot aici USB. Am scos puii. Deci încă o ușă aici, așa. E un edit de seara, tot în aceea zi filmat ca ultima, pe ultima parte. Aici am pus măsatele să văd cam cum ar arăta și au spațiu suficient, zic eu. După cum... Oh, tot deschid ușa din greșeală. După cum vedeți, au aici fie doar plasă pe toată ușa asta. Ele au spațiu suficient aici. Mi se pare și prea mare, mi se pare foarte ciudat să le văd așa. Da, o să înceapă și ele să facă, o să experimenteze. Nu o să le țin acum, doar le-am pus de probă. Și da. O să ne vedem și mâine cu un edit. Da. Haideți, ne vedem mâine. Mergem să arătăm boxele aici de mult. O să stau asta la montare. Da, tu de ce mai filmez dacă stau la montare chestia asta? Ok, da. Deci mergem să vă arătăm boxele, să vedem totul cum e. Un edit, o să mai fie alt edit. Deci tatăl meu se va apuca și astăzi de boxe, azi am mai lucrat, dar am ajuns să cumpără niște materiale pentru uși ale. E tu, și da, o să vedeți cum arată totul acum. Filmez cu camera pentru simplul fapt, pentru că e un unghi mai lat. A cumpărat acest lat larg. Acum arată și de chestii, nu știu la ce folosesc, dar știe el mai bine. Și hai să vă arăt, aici este ceva cuie pe jos, ceva chestii. O să încerc să nu calc ele, da. După cum vedeți, să vă arăt cu camera, se vede mult mai ok așa. Adică puteți observa. Da, după cum vedeți aici cu ușa, asta va veni. Bine, asta e făcut altcumva, asta va veni de ori, adică veni în afară, o vei deschide așa, nu așa ca astea, adică astea, cum le vedeți, sunt venite în afară, nu sunt băgate înăuntru și le deschizi, nu știu cum să le explic. Ok, hai să mai zic ce am mai făcut. Deci, am mai făcut aici cadrul de la ușă, cadrul de la ușa aia, a pus aici jos, după cum vedeți, în partea asta altă. Acolo jos a pus USB, a pus și acolo jos USB, o să vedeți. Vedeți USB și cam atât, că sus nu poate pune, că nu e simetric totul deloc și da. O să mai apuce aici, mai trebuie să o prindă jos, că se, vedeți cum e, nu e bun pus, nu e bine pus. Da, și o să, vedeți câteva zile o să putem să băgăm. Deci cam așa se vede cu un unghi mai larg. Am zis să fac cu camera ca să se vadă mai ok. Deci vedeți, unghi mai larg, cam așa se vede. Cam atât e o boxă, stai. Cam atât e o boxă. Cam așa e înăuntru o boxă. Cam așa e de aici de sus o boxă. Da, deci eu era relativ ok. Am văzut și ieri padavarele cum arătau, adică măsatele. Deci ceva de genul arăta. Da. Momentan o să mă se mai apuce și să mai revin cu edituri. Bineînțeles, probabil tot cu camera, că v-am zis eu un unghi mai lat. Stai să închidem asta. Văd că nu se mai poate închide. Bănesc că e ceva acolo. Jos. Ba, uite, nu știu. Ok. Da. Restul s-a ok. Și... Da, mă, prieteni, o să revenim cu un update. Hai să ne vedem imediat. Ok, de salut, tuturor, și bine v-am găsit la un nou vlog. Să văd, e curată camera? E curată, ok? Bun. Deci, salutare și bine am găsit la un nou vlog. Asta este un vlog, tot așa, continuare, v-am tot zis, legat de continuările pentru boxe, da, nu o să mai prea începem cu vlogurile până nu termin faza cu boxele, că da.
După cum vedeți, am luat, adică tata mea a luat toate chestiile, a pus cușca aia provizorie acolo. Vedeți, e mult mai curat pe jos, e foarte, foarte curat. Deci, uitați-vă și voi, stați puțin. Deci, e foarte, foarte curat și așa mă miră pentru că e foarte greu să faci atât de curat cum e, pe că mi se vede umbra, atât de curat cum e aici, acum, în momentul ăsta, și da. Am luat camera că se vede mai ok, bun. A curățat și pe jos. A terminat în mare parte, stați să vedeți, vedeți, a curățat pe jos. Da, aici e o ușă, i-a pus ialele, astăzi asta a făcut, pus iale și i-a curățat, vedeți? Se deschide, se închide, da. Aici aceeași chestie, a pus și aici iale, doar că e mai diferită. Vedeți, o deschis de aici, deschis ușa, o iei și o pui așa. Și închisă ușa. La fel și aici, la fel și acolo, la fel și acolo. Pentru că astea îs mai mari, după cum observați. Ușile astea sunt în afară, față de aceste uși care îs la nivel aproape. Și da. A, asta am uitat să o închid. Ea era la nivel, îmi pare rău. Stai puțin. După cum vedeți, așa, a, deci sunt la nivel astea. Da. Aici am pus provizorul chestia asta, jos provizorul chestia aia, și eu o să mă mai zic ce ar mai trebui să facă. Deci, primul trebuie să vopsească, o să vopsească cu un fel de roșu mai ciudat, toată cușca dinăuntru. În al doilea rând, o să pună pe aici o botă pe care să doarmă găinile, bineînțeles, au nevoie. Și o să arate cam așa din câte mă gândesc eu. Jos o să fie... Jos să fie padaoane moțate, sebricht, cochinchina și o pereche de găini pitice simple. Deci vedeți cum e acum, da. E foarte mulțumit cum a ieșit. O să vedem cum va arăta cu acea culoare. Stai puțin, biblica e acolo. M-am speriat că o să fie iarnă. Da. Și prieteni, o să revenim iarăși cu alt update. Când o să punem plasta, când o să vopsim, când are alea și da. Vedeți acolo se bate cocoșul cu așa găină. Uitați. Prin gard. Nu dacă v-am zis că i-am mutat pe toți aici. Aia mici și da. Hai să revenim în următoarea zi sau... Ceva de genul arată de afară, vedeți cum arată acum? Vedeți ceva de genul arată? Stai să o fac din față o poză. Deci așa, ceva de genul arată. Da? Bun. Și da, prieteni, hai să revenim. Ok, ăsta e un edit de seară filmat fără trepied. Da, n-am fost pregătit, credeți-mă. Da, hai să trecem repede la noutăți și după vom încheia acest video ca să nu ne alungim. Deci am făcut aici, tata meu a pus... aici USB, ca să nu mai facă găinile ouă pe acolo, mai trebuie să pună și în partea acolo și acolo, că na, și pe acolo pot intra. Și acum hai să vedeți boxele, încă sunt proaspăt vopsite, o să le vedeți și mâine. A făcut așa, da? După cum vedeți, maro, auzi, culoarea asta, să vă dau focus, ceva de genul, și ar fi așa, da? Asta e o hrănitoare, da? Pentru mâncare. Aia o hrănitoare, astea sunt mari, deci în astea două sunt mari hrănitoarele. Aici una de aia mică, una de aia mică, una de aia mică. Ok, deci salut tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog. Tot cu boxele, nu știu a câta zi e azi de făcut pe boxe, dar a trecut ceva. Asta vă zic, acum le vom duce ou fiert la pui, ca să ne întărească puțin imunitatea. Mai ales pui de la cloșcă, dar de fapt în general la toți o să le dau. Și da. Nu știu câta zi e, dar vreau să vă arăt. Cert e că a trecut ceva timp. O să îl postez așa, nu o să mai fac nimic pe el. Vă arăt exact cum e acum și o să îl postez. Nu mai mă chinui să mai fac ceva pe el. Deci ceva de genul este, prieteni. Aici am pus moțatele. Așa vor rămâne, exact cum le-am pus. Aici am pus moțatele, după cum vedeți. Au făcut foarte multă mizerie că de ieri le-am pus. Și da, au făcut... Încuietoarea asta, după cum vedeți, cum v-am arătat data trecută, am zis nu știu ce zi e, n-am notat datele, n-am zis, n-am nimic, e ok așa, exact cum
am făcut. Aici e sebritul și pui de sebrit. Deci toți sebritul. Ceea ce arată, am pus și bote. Aici e cooking kinau. Deci astea sunt făcute cu plasă. Mai aia făcute cu plasă, am pus provizoriu cu padawanul. Aici vor fi padawanele mari, aici padawanele mici și aici o pereche de pitice. Ca să știți și voi, deci ceva de genul arată, da. Mai mult nu arată nimic. Deci da, mă, prieten, cred că o să-l postez așa, nu mai chinui. Padawanele aici pe jos, după cum le vedeți. Da, hai să le dăm ouă la pui și să închidem clipul, că n-are rost. Pentru, simplu fapt, pentru că vedeți aici pui, puilor ăstora le voi da, pentru că sunt cam slăbuți, așa la imunitate, din câte am văzut eu. Plecați aici, plecați aici, nu, nu e pentru voi, nu e pentru voi. Nu vor găinile astea să mănânce tot acest ou fiert, adică un ou fiert, că sunt 11.000 de ouri, de ouri, hai că de ouri dacă e. Hai, hai mâncați, trebuie să-mi spun încă repede, toți nebunatici, chemă cloșca. Mănânce că e foarte bun, au și coaja, am lăsat și coaja, pentru că așa e foarte bună pentru ei și am lăsat-o și pe aia, cum îi cheamă. Da, hai să le dăm la toți, pentru că pentru toți pui am făcut. Le dăm ceva mult, așa mai în cantități mari, cum vedeți, aici pui. Vreau să știu ce e asta, dacă e puică sau cocoș, am fugit. O să vă arăt imediat, dar nu acum. Ăsta o să sară garantat. Am zis-o că sară. Mai zis-o că sară ăsta garantat. Nenemule, ce mănâncă? Ce bagă pe ou? Nu zic să sărit asta. Hai pune și pe altă, că tot trebuie să mănânce. Toți puii vor avea ou de ăsta. Probabil le-am pus cam puțin la unii, dar le pun și la astea mari ceva. Mai mult și plus că la aia de sebri mai trebuie să le pun. Uitați acolo, ou fiert, băgați nebunilor, băgați acolo, uitați, vezi cum bagă. Ăștia care sunt pe aici, că nu ne-au plecat și încolo. Bine, nu au plecat, ba, nu, nu au plecat nimeni încolo. Prin partea asta, după cum ne vedeți, și pe ăștia. Da, aici mai avem câțiva, câțiva. O să dăm și sebritului, pentru că ăștia le pui. Tuturor puilor am zis că le dăm, pentru a-și întări cât de cât imunitatea. Și bineînțeles, acestui cocoș trebuie să-i dau, să-i dau acum ca să nu uit. Și dau și lui ceva ou fiert. Nu te mănâncă, că ai și tu nevoie. Oricum o să cumpăr ceva starter furajer pentru ei. Astăzi sau mâine o să mă duc să iau pentru el, pentru cocoșel. Vor și astea. Dar astea nu le pot da, din păcate. O să le dau dacă mai rămâne. Vă dați seama? Stați puțin. O să pun de data asta pe jos, pentru că nu vreau să mă complic. Uitați, vedeți cum ales nebuni. Vor și adulții. E pentru a întări relativ imunitatea. Dăm și cochin chinoului ceva. Mănâncă și astea. Sperăm că vă mâncați. Mănâncă și ei. Hai să dăm și moțatelor ce-a mai rămas. Pentru că și ele vor, văd că. În câte vă observ, mănânc acolo puțin, pentru că nu sunt ele prioritarele, că deja sunt mari. Dar e foarte sănătos, vă recomand să le faceți ou fiert puilor voștri sau găinilor în general, pentru că e foarte bun pentru alentărilor imunitatea. Bineînțeles, cloștii ăstea o să-i dau mai mult, pentru că v-am explicat problema cu ea, cu puii ei. O să-i mai pun ceva, pentru că au nevoie de cât de mult ăștia, pentru că v-am explicat. Sunt cam slăbuți. Uite, n-am și ăștia de aici. Și o să le mai pun cloștii ăstea ca să ei se întărească imunitatea. Bine, am zis eu, tot zic asta cu întărirea imunității, dar nu-i neapărat, dar e foarte sănătos pentru ei. Eu le dau de fiecare dată când sunt mici și acum am cam uitat să le tot pun și am zis că, bă, trebuie să le pun și lor. Pentru că totuși sunt deja, n-au mai mâncat de ceva timp. Și vă vedeți că toți cheamă, mănâncă și sper că și puii pot să mănânce. Sper să-i lase ăștia mari să mănânce și puicănași ou. Vezi? Mănâncă și puicănași de sebri. Sunt cam răi ăștia mari, dar e ok, se acceptă între ei. Apă, mâncare au. Mâncarea au, ei dau scurmați. Cochinchina la fel, sebri tot la fel dau scurmați. Deci, da.
cam scurt. Mai am ceva mâncare pe aici și mai am în așa cutie roșie. Albastră. Da. Bă, dar prost, nu era nici albastră, nici roșie. E galbenă. Da, scuze, nu știu ce a fost în capul meu. Da, mă, prieteni, asta a fost tot videoclipul cu boxele. Mâine cred că îl postez, astăzi este sâmbătă când filmez. Cloșca asta pe care nu vreau să o las, dar n-am să las, nu mai are niciun ou. Pentru că nu vreau să o las, dar tot stă. Da, mă. Asta a videoclipul... Unde am pus bolul? Asta a videoclipul, ne auzim... Bă, unde am pus bolul ăla? Așa, ne auzim data viitoare la un nou video. Ciao, ciao.